începând cu data de 15 iulie, intrăm într-un proces de igienizare și de reparații la unitatea de primire a urgențelor. Pentru ca această renovare să se desfășoare foarte repede, am decis să dăm front de lucru constructorului care a câștigat licitația pentru aceste lucrări și să împărțim unitatea de primire urgențe în două sectoare. În așa fel încât se va crea un disconfort major atât pentru personalul medical cât și pentru pacienți și aparținători. Se va modifica foarte mult traseul pacienților.